Nu gostică, nu! Nu gostică, nu-ți fac nimic! După o perioadă extrem de geroasă în care au stat în căsuță, pelicanii au fost scoși la aer. La început s-au urnit cu greu, dar încet încet s-au dezmorțit și au pășit agale spre lac, unde a început un adevărat ritual de aerisire și curățarea penajului. În microrezervația delfinariului ajung mulți pelicani din delta. Toată iarna sunt hrăniți, dar aici își pot găsi și un nou partener. Sunt feroz, semn de perioada de împerechere. De acum înainte, pelicanii sunt dispuși să-și formeze perechi și cuiburi pentru a depune ou în perioada mai caldă. Masa de prânz, pește, caras, roșioară, plătică. Hrana pentru pelican, dar și pentru celelalte animale din microrezervație, este asigurată din donațiile unor persoane și ONG-uri. Da. Așa.